50 de deputați și senatori au inițiat o modificare majoră a legii educației. Printre multe noutăți apare și o propunere care schimbă radical examenul de bacalaureat. Elevii vor avea două examene distincte cu grade de dificultate diferite, bacalaureat standard și bacalaureat cu nivel ridicat. Dacă doresc, elevii își pot alege și o variantă combinată cu probe de la fiecare dintre cele două variante de examen. Pe diploma de bacalaureat a absolvenților va fi specificat în mod clar ce examen de bacalaureat au dat aceștia. Elevii care au absolvit bacalaureatul cu nivel ridicat, cu note mai mari de 7, vor putea să se înscrie fără examen în învățământul superior, iar cine are peste nota 9 primește și o bursă de studiu.